Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Transportul în comun cel puțin în București și nu numai. E praf. Dar din punctul ăsta de vedere apar și o mulțime de idei crețe. Am dat peste o perlă produsă de viceprimarul capitalei din partea PNL. Există un domn pe care îl cheamă Stelian Bujduvean. Am aflat că avem un astfel de viceprimar, nu știam. Dânsul se laudă că acționează, se laudă pe Facebook, e foarte mândru de asta, se laudă că acționează în mod hotărât pentru ca statul să cumpere abonamente de transport public în capitală pentru angajații din ministere și din alte instituții administrative. Deci spune... Bun, domnul viceprimar pornește de la o ipoteză care este corectă, că transportul public e mai eficient. Evident, e mult mai convenabil pentru trafic și ca economie de combustibil și așa mai departe să folosești transportul în comun, transportul public, tramvai, autobuz, troleibuz și așa mai departe. E mai eficient decât să mergi cu mașina personală. Aici e indiscutabil. Doar că ajunge la niște concluzii completamente eronate. Și anume că salariații de la stat ar trebui să primească abonamente gratuite, plătite din banii strânși ca taxe de la ceilalți contribuabili. Dar de ce? Adică angajații de la stat nu primesc salariu, de ce să primească abonamente gratuite? Care este ideea? Eu aș face pe toată lumea. Da. Și transportul gratuit? Da. Practic să și primim bani. Eu aș angaja pe toată lumea la stat, în țara asta. Mă, să ne angajăm, să ne dea statul la toți. Bunul Leonida n-avea dreptate. Mă, să ne dea statul, că asta e treaba statului, să ne plătească. Să ne dea la toți salarii. Treaba lui de unde scoate banii. Și toți avem abonamente gratuite, sporuri de toate felurile. Eu dacă aș fi acum... să ne pensionăm de vreme, să primim pensii speciale, dar toți, mă, nu numai unii. Care e problema? Nu e egalitate? Exact. Nicușor Dan aș supralicita, deci aș veni peste asta. Ce a zis, mă, colegul pentru bugetari? Dau eu pentru toată lumea. Toată lumea. Dar acum, lăsând Caterinca la o parte, mie mi se pare o idee foarte bună, foarte să oferi bun gratuitate pe transportul în comun și eventual și prime, vorba ta. Chiar, să luăm și până la suprimarea traficului. Și după aia... Și până la suprimarea economiei. După ce lumea se va fi învățat să meargă cu autobuzul, da, în care oricum nu se câștigă mai nimic, că după cum spunea Adi Tudor, producătorul nostru, autobuzele practic sunt plătite aproape de nimeni. Că da. În țara asta, miștii au gratis, pensionarii au gratis. Da, cel puțin în București, la semnalele pe care le dă administrația, ajungi să consider că ești ultimul fraier dacă mai plătești autobuzul. Toată lumea, da, are gratuitate, dar tu... Dar te-ai gândit la asta? Deci să fie gratis, sigur, pentru toată lumea, da, eventual și să primești ceva, uh-huh, și să lase toată lumea mașinile acasă. Așa e. Și după ce ei dezvățat de mașini, așa, atunci iar îți faci niște abonamente scumpe. Deci, dar lumea e învățată cu autobuzul, da, renunță greu. Spun că s-a încercat într-o vreme. Era cu mașina, puteai să circuli un weekend, da, un weekend, nu, după număr. Și de asemenea toată lumea aștepta la autobuz. Puteai să aveai voie să mergi și pe scară. Exact, am mers și eu. Pe scară nu se era mai merge. Era palpitant. Foarte tare era. Genial. Oare de ce nu se mai face așa? Ușa la mijloc! Exact. Deci iată ce spune domnul Bujduveanu. Scrie: sistemul public folosește abonamentul metropolitan mix de transport și scoate din trafic mii de mașini. Corect. Zice, fapt, spune domnul Bujduveanu, fapt. Un plin de combustibil costă medie 320 de lei. Acum costă mai mult, dar mă rog. Fapt, un abonament mix pentru transport public costă 140 de lei pe lună. Fapt, zice dânsul, utilizând transportul public, aportul pentru mediu și mobilitate este neprețuit. Până aici este foarte corect. După care, citez: am început zilele acestea discuții cu reprezentanții ministerelor din Guvernul României pentru a-i convinge să achiziționeze abonamente de transport public pe care să le pună la dispoziția salariaților din ministere. Deci să se deie, să se deie. Până de încă o dată angajații ăștia n-au salarii, de ce să li se dea pomană? Ei nu-și pot cumpăra singuri. De unde vine cultura asta a pomenii în administrația publică? E mizerabil. Asta ține România în loc. Mereu se găsește cât un politician de ăsta de mai goc să mai... sau să se mai deie la popor ceva, la electorat. Să mai... că alte idei nu are. Nu știm. Noi nu știm să facem management, nu știm să facem, dezvoltăm, dar să mai dăm ceva, nene, să mai dăm o pomană. Pe de altă parte, decalajul dintre salariile din economia privată și salariile de la stat, s-a triplat decalajul ăsta în ultimii ani. Salariul mediu la stat e acum de mai mult decât dublu față de salariul mediu din privat. Nu e vina salariaților. Vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Nu e vina salariaților, că și nouă, dacă vine să ne dubleze cineva salariul, mă înțelegeți? Dar nu, problema e la privat. Adevărat. Asta e, da, de ce? De ce nu ne dublează salariile, vorba aia, ca să ajungem și noi la cei, lângă cei de la stat, știi? Cum ar veni situația. Dar să revenim la discuția asta. Deci nu e vina salariaților, că dacă primești niște bani de la angajator, ok, nu o să-i refuzi. Da,
puțină decență totuși în împărțirea pomenilor din partea politicienilor care ajung în funcție de decizie, nu credeți că e necesară? De unde vine ideea asta? Hai să dăm niște gratuități la angajații de la ministere. De ce? De ce nu poți să-și cumpere? Care e problema? Și cum ajunge, domnule, că este dânsul liberal? Cum ajunge un liberal să gândească așa? Hai că avem niște bani la stat, hai să dăm. Să dăm niște pomeni la angajații tot de la stat, evident, că privații... Ei pot să-și cumpere. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.